Două mame au fost surprinse de camera de bord al unui automobil în timp ce traversau strada neregulamentar cu cărucioare în care se aflau copii. Incidentul a avut loc pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în apropiere de intersecția cu strada Ismail din capitală. Femeile au trecut 6 benzi de circulație. Astfel și-au pus în pericol nu doar propria viață, ci și viața bebelușilor aflați în cărucioare. Un bărbat din Anenii Noi a fost condamnat la ani grei de pușcărie pentru că a încercat să-și omoare soția. Potrivit procurorilor, în februarie 2017, bărbatul, care era în stare de ebrietate, pe motiv de gelozie, i-a aplicat soției sale o lovitură de cuțit. Victima a fost transportată de urgență la spital. Din fericire, femeia a rămas în viață. Inculpatul a fost condamnat la 15 ani de detenție în penitenciar de tip închis. Trei tineri au fost condamnați la câte 10 ani de închisoare pentru comiterea unui atac tâlhăresc în satul Zorile, raionul Orhei. Incidentul a avut loc pe 7 decembrie 2016. Potrivit polițiștilor, aceștia, împreună cu alți doi minori, ar fi pătruns într-o locuință, au imobilizat stăpânul și ulterior au furat 2.100 de lei și bunuri în valoare de peste 16.000 de lei. Sentința de judecată i-a declarat pe suspecți vinovați, iar pe lângă închisoare, aceștia vor achita 90.000 de lei pentru prejudiciul material și moral cauzat victimei. Minute de groază pentru un conducător auto al cărui vehicul a fost cuprins de flăcări în timp ce staționa la un semafor. Incidentul a avut loc în seara zilei de 4 decembrie la intersecția străzii Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada 31 August din municipiul Bălți. Potrivit poliției, incendiul a izbucnit de la secția motorului. La fața locului a intervenit și o echipă de pompieri care în decurs de 10 minute a lichidat incendiul. Un pescar din Tiraspol a descoperit un microbus cufundat parțial în apele Nistrului, în apropierea localității Sucleia. Potrivit presei din Tiraspol, proprietarul vehiculului este un bărbat de 56 de ani care își căuta mașina care ar fi dispărut cu o zi înainte din locul unde era parcată. Vehiculul a fost scos din apă cu ajutorul unor echipamente speciale și a scafandrelor, iar ulterior a fost examinat de criminaliștii locali.